În cursul acestei zile, Florin Spătaru, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, a efectuat o vizită de lucru în Gorj, mai exact la uzina mecanică Sadu. Acesta a participat la o întâlnire cu conducerea societății din Bumbești-Jiu, în cadrul căreia a abordat subiecte legate de industria de apărare, dar și de modernizarea și retehnologizarea unității producătoare de muniție, investiții care urmează să se deruleze în perioada imediat următoare. Am fost ieri la cele două fabrici de la Cugir și astăzi am venit la Sadu pentru a vedea care e stadiul, cum se prezintă societatea, în primul și în primul rând, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al comenzilor, să discutăm cu oamenii, să vedem care sunt condițiile de muncă și ce ar trebui să facem. Pentru că dacă vom continua să mergem din inerție și să utilizăm aceleași echipamente și să avem rebuturi, să ne plângem de contracte, nu ajungem nicăieri. Am spus-o că industria de apărare are nevoie de investiții, investiții inteligente, în astfel încât aceste companii să fie competitive. Uzina mecanică Sadu produce, are comenzi, livrează, mi-au arătat stocurile de muniție pe care o au pregătită pentru a fi livrată, dar de asemenea vreau să văd cum putem să asigurăm continuitate, cum vom avea mai multe contracte într-un preț competitiv și care sunt problemele de fapt operaționale cu care ne confruntăm, pentru că suntem dependenți de asemenea de livrarea materiilor prime. Vreau să văd dacă lanțurile de aprovizionare funcționează, dacă putem să ne respectăm potențialele contracte pe care le vom mai avea și de asemenea am vrut să discut foarte mult cu oamenii, să vedem care sunt condițiile, ce se întâmplă aici, care sunt salariile, care sunt, cum lucrează, cu ce probleme se confruntă. Văd care sunt problemele cu care se confruntă în momentul de față această societate. Ministrul Economiei susține că probleme există, la fel ca în orice organizație. Pentru a clarifica toate aspectele nefavorabile ale uzinei mecanice Sadu, la întâlnirea de astăzi au fost prezenți de asemenea deputații, senatorii, primarul localității, prefectul și subprefectul județului Gorj. Ca în orice organizație. Sunt probleme. Inițial am crezut că vom rămâne într-o sală de ședințe jumătate de oră, după care vom începe să mergem și să discutăm, și uitați că am discutat mai bine de două ore. Pentru că noi, cei din Ministerul Economiei, avem o abordare foarte pragmatică din punctul ăsta de vedere. Avem contracte, le livrăm la timp, de ce avem rebuturi, ce trebuie să facem ca să mergem mai departe. Au venit și domnii deputați și senatori și primarul, inclusiv prefectul și subprefectul au venit și atunci am avut o discuție aplicată. Noi am vrut să spunem direct ca acționarea acestei societăți care sunt obiectivele noastre. Dânșii au venit și ne-au spus ce reprezintă uzina mecanică Sadu pentru comunitatea locală și ce își doresc de la această companie, și de aici am avut discuții directe, fără perdea, fără niciun fel de rezervă, da? Și eu zic că a fost o discuție foarte bună, cu care plecăm la București împreună cu doamna secretar de stat Nicolescu, care se ocupă de industria de apărare, și vom putea lua decizii văzând ce se întâmplă aici, având aceste discuții. În ceea ce privește strategia de modernizare și retehnologizare, aceasta a fost discutată și va rămâne drept bază strategică o perioadă îndelungată. Ministerul Economiei a alocat o sumă de 200 de milioane de lei pentru investiții în industria de apărare, o parte din acești bani fiind regăsită în bugetul uzinei mecanice Sadu. Rugămintea pe care Ministrul Economiei o înaintează în rândul conducerii respectivei societăți este de a se asigura că banii vor fi investiți începând chiar de anul acesta. Această strategie de retehnologizare a fost discutată, a existat o strategie inițială, un plan inițial. Vrem să vedem cum vor fi investiți imediat, cât mai repede posibil, pentru a putea să acoperim piața. Și e
probabil că vor mai fi câteva modificări, dar strategia inițială aia trebuie să rămână bază pe mulți ani de acum încolo. Ministerul Economiei a alocat cele 200 de milioane de lei pentru investiții în industria de apărare. O parte din acești bani se regăsesc în bugetul uzinei mecanice SADU și am rugat pe cei care conduc, le-am cerut celor care conduc să se asigure că acești bani vor fi investiți anul acesta, nu la anul. Nu stăm cu banii în cont și ne plângem că nu avem utilaje. Haideți să facem lucrurile cât mai repede posibil și să putem să avem comenzi, să avem de lucru pentru oameni, să folosim de asemenea și acest nucleu în perioada de tranziție, dar în viitor să putem să avem cât mai multe comenzi.